În data de 25 martie, poliția română împlinește în acest an 192 de ani de la înființare, iar la nivelul inspectoratelor din toată țara au loc porți deschise, manifestări și avansări în grad. La Giurgiu, activitățile prilejuite de această sărbătoare au început în sala de festivități din cadrul inspectoratului județean, unde 65 de agenți și 14 ofițeri au fost avansați în grad la termen, iar alți 6 polițiști pentru merite excepționale. Tot prin dispoziția șefului de inspectorat, mai mulți agenți de poliție au fost avansați la gradul următor. Astfel, în gradul profesional de agent șef principal de poliție, următorii agenți șef de poliție. Avram Ion. Balaban Ion. Băncilă Miel. Bugoi Stelea. Băncilă Mielul Valentina. Burilă Ion, Buzică Liviu. Totodată au fost premiați și polițiștii care au câștigat locuri importante la campionatele sportive desfășurate în perioada 10-21 martie. Să premiem colegii noștri care au desfășurat și activități sportive cu ocazia zilei poliției. Și aș începe prin a-i premia pe cei care au participat la competiția de șah. Locul 3 a fost câștigat de agent șef principal Gherguș Marian. Felicitări! Marian, de ordine. Ia și cercul. Manifestările au continuat apoi cu o serie de demonstrații în care au fost prezentate autospecialele de serviciu, tehnica de lucru și armamentul din dotare, promovarea profesiei de polițist, la care au participat elevi și liceeni din cadrul mai multor instituții de învățământ din municipiu. Cum ți s-a părut arma? Foarte bună și în viitor o să încerc să-mi iau și o una de vânătoare. Da? Ți-ar plăcea să devii polițist? Da. Nu. Foarte mult. Ți-ar plăcea? Da. De ce? Că îmi place să trec urmă. Da? Da. Și numai de asta ai vrea tu să devii polițist? Să apăr lumea. Să apăr lumea. Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult de aici? Când am tras cu armă. Da? Cu ce armă? Cu bazuca. E frumos cu să fii. Te-ar plăcea să devii polițist? Da. Când am stat? Ce armă e? Știi? Sincer nu știu, dar e așa interesantă. N-ai fost curioasă să întrebi? Cum să întreb acum? Arată bine și... Ce să mai zic? Ce fel de armă e asta? Un aruncător de grenade. Sărbătorirea Zilei Poliției Române se va încheia marți 25 martie cu o ședință festivă și o recepție la un restaurant cunoscut din Giurgiu.